Salutare, dragi prieteni! Bun venit la un nou episod din cariera noastră cu AC Milan. Astăzi avem un program puțin lejer până la un moment dat. Avem meciul cu Borussia Dortmund. Bă, ăsta nu-mi place. A scăzut mult. Release. Așa, și ăsta a scăzut mult. Release și la ăsta. În rest, aștia stau binișor. Îl promovăm pe acest Cristea și o să-l dăm un prumut, că văd că stă destul de bine. Așa, și ăsta stă bine, ești nebun, 64 overall la 15 ani. Ce vorbești, mă, tătic? Ăsta iese mai bun ca Sangare. Și ăsta... mai lasă-l să crească, care avea 48 overall. Mor când sunt așa slabi. Hai să dăm simulare repede cu acești mirobolanți, Salernitana. Dăm quick sim, auto replace și batem 4-2. Lisandro Martinez și hat-trick Alexander Isaac. Bun. Luăm puncte. Asta e important. Mai avansăm un picuț, ajungem și la returul cu Cercle Bruges. Progres. Da, mă, te anunț. Bun, hai să-l simulăm și pe ăsta cu Cercle Bruges. Suntem pe primul loc, 3 din 3. O să jucăm cu titularii, simulăm, cred că pierdem, fii atent. Nu, batem 3-2. Rafa Leao, Lisandro Martinez și încă o dată Rafa Leao. Bă, e bine. Luăm cele 3 puncte, e tot ce ne interesează. Scăpăm repede de grupă și bam, 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 bam. E, șamuiamu. Hai, mă, treci peste. Avem mare meci mare cu Sampdoria. Pe ăsta o să-l jucăm, că Sampdoria e pe locul 5, iar noi suntem la 3 puncte de locul 1. Bun, mergem mai departe. O să jucăm cu Sampdoria, dar singurul lucru care o să-l fac, o să-l scop pe Sancho, pentru că e obosit. Îl bag pe Yusuf Sarı. În locul lui Tomori îl băgăm pe Tiau. Îl băgăm și pe Duarte. În centru aici îl băgăm pe Ribeiro și e bine. Doar pentru meciul ăsta. O jucăm acasă. Ar trebui să fie un meci lejer, așa că nu ne batem capul. Să înceapă nebunia pe San Siro. Sincer, ar trebui să-i batem rău pe Sampdoria totuși. Da, na. Vom vedea ce se va întâmpla. Ribeiro, prima atingere a balonului. Mazraoui pentru Sarı, care pierde mingea. Guzman. Guzman presat acolo de Mazraoui. Mazraoui îl pierde din marcaj, îi permite să paseze. Haide, mă, tată, mă, iese Mike Maignan. Diau. Ribeiro pasă pentru Mazraoui. Mazraoui îl vede bine pe Yusuf Sarı. Ah, am încercat să-l fentez. Am zis, pac, mă fac spre stânga și mă duc spre dreapta. Dar n-a mers. Au, ce greșeală am făcut aici. Asta tot greșeala mea a fost. Aruncă Menian aici pentru Mazraoui. Yusuf Sarı îl vede bine pe Erling Haaland. Erling Haaland pentru Sangare. Sangare, șut. Odero apără. Oh, Dero. Yusuf Sarı intră în centru. Sarı, șut, apără. Oh, Dero. Pasăm aici simplu pentru Tonali. Ribeiro la balon. Ribeiro pentru Frank Kessi. Blocat acolo Kessi. Chiar înaintea șutului. Guzman pentru Pedrinho. Pedrinho, haide, un Mazraoui, mă, haide, mă, așa, mă, tată.
nou Pedrinho la balon, încearcă o centrare. Thiago e la post. Ribeiro trece excelent acolo. Bă, ce frumos fac ăștia, mă. Yusuf Sarı. Intră în careu Yusuf Sarı. Șut și gol. 1-0, minutul 28. Yusuf Sarı înscrie golul cu numărul 2 pentru AC Milan. Și are o viteză excelentă. Și șutează bine. Chiar dacă e încet pe jos, da, îl plasează. E gol, ce mai contează? Saka, Sakili, jumătate de sezon să dea 3 goluri. Bun, Duarte, ce blocaj, excelent. Mazraoui, o minge bună aici pentru Sarı, dar e scump, mă. Era și culmea să câștige duelul la cap. Mazraoui din nou pentru Tonali. Tonali îl vede bine pe Yusuf Sarı. Sarı întoarce bine un adversar aici, îl vede bine pe Haaland. Haaland încearcă să paseze înapoi în centru, dar nu reușește. Tonali la balon, șut din prima. Tonali respinge Odero. Belegarde. Ozdoev. Ozdoev aruncă o minge în adâncime pentru Fabio Silva, dar Thiago își face treaba, dar își face treaba praf singur. Ma. Futus Băgameș. Bravo, băi, Thiago. Te-a aplaudat lumea și te-a scuipat în aceeași fază. De Paoli. Ribeiro pentru Sangare. Haaland. Haaland pasează bine acum pentru Rafa Leao. Jordan reușește să intercepteze acolo. Și final de primă repriză. Conducem cu 1-1. Mulțumim lui Thiago. Las că e bine. Nu e problemă de război. Bun, Frank Kessie câștigă posesia balonului. Erling Haaland. Erling Haaland cu un șut. Mama, am văzut-o în plasă. Hai să-l băgăm pe Tolisso în locul lui Kessie. Corentat Tolisso. Haide un, haide un Mazraoui. Mamă, ce s-a înălțat acolo Mazraoui. Tonali. Pasă excelentă pentru Haaland. Yusuf Sarı, șut din prima. Sarı apără Odero. Ozdoev câștigă posesia. Pasă pentru Jordan. Zendeas. Pedrinho. Pedrinho schimbă acolo banda pentru De Paoli. Mazraoui vine bine din spate. Totuși reușește să rămână la balon. Și 2-1 pentru Sampdoria. Băi, ești prost la cap. Bă, tu chiar ești tâmpit. Schimbă-l, mă, pot iau, alege sar praful de el. Haide, mă. Haaland excelent acolo pentru Rafa Leao. Leao pierde mingea Leao în fața lui Jordan. Bă, nu e bine. Nu e bine, tată. Hai, Fekir. Joco Pastana. Îl băgăm atacant. N-am ce să-i fac pe Timothy. E obosit Haaland și nu mai poate. Nu mai poate. Zendeias. Scapă ăștia. Tolisso pentru Sangare. Sangare încearcă acolo pentru Rafa Leao, nu reușește însă Leao. Din nou Lisandro Martinez. O mișcare inspirată să-l schimbă Thiago cu Martinez.
Tonali încearcă acolo să scoată mingea din apărare, nu reușim. Rămânem totuși la balon. Martinez pentru Tolisso. Tolisso îl vede bine pe Rafaleao Sangare acum. Sangare schimbă bine partea pentru Yusuf Sarı. Yusuf Sarı centrează Sarı, dar nu ajunge nimeni la acest balon. Pedrinho. Rămânem la balon. Rămânem la balon. Haaland. Otero. Otero. Pasăm aici pentru Fekir. Fekir intră în centru. Fekir șut din prima. Mamă, mamă, Otero. Ah. Rafaleao o recentrează, Yusuf Sarı încearcă acolo să rămână cumva la balon. Mazraoui câștigă din nou posesia. Încercăm o pasă, dar nu, bă, nu iese nimic, ești nebun. Nu iese nimic, măcar să egalăm. De Paul îi scapă, ah, hai că am scăpat. Am scăpat. Ribeiro pasă pentru Rafaleao. Rafaleao îl vede bine pe Timothy. Timothy pasă pentru Tonali. Tonali intră în careu. Tonali! Reușim să egalăm în minutul 89. Tonali ne scapă de necaz, de rușine. Hai, poate mai scăpăm o dată de rușine. Dar nu mai e timp. Nu mai e timp. Nu mai e timp. Final de meci, dragilor. Ne împotmolim cu Sampdoria. Acasă facem 2-2. Ah, Odero, alege s-ar praful de tine. Portar cu meclă de chinezoi. Ajungem și în ziua meciului cu Bologna, dar o să simulăm. O să simulăm pentru că da, trebuia să dau quick sim, dar am dat din greșeală pe asta, dar se rezolvă imediat. Iară ne face figuri. Ah, excelent, du-te în gâtul mătii, bă, e extraordinar. Numai la mine se poate așa ceva. Tu-s gura, mătii. Ba picioarele, ceva mai rău dată nici că se putea. Îi ajungeam de-n urmă pe Inter. Dacă jucam și noi mai cu cap. Trebuie să le jucăm pe fiecare în parte, că n-avem ce să-i facem. Nu ne mai permitem să simulăm. Dar așa că iar au venit juniorii. Ia să vedem. Ăsta pare bun. Îl luăm și vedem după aia. Hai, reject. 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 Și pe ăsta l-am însemnat în greșeală. Ghinion. Reject. Reject. Bă, pe ăsta îl semnez că are potențial nu tocmai bun, dar are overall între 50 și 70 și are valoare 1.300.000. Hai să-l semnăm. Pe ăsta direct reject și ăsta tot reject. Ce mă? Du-te bă că nu te cred, s-a accidentat Menian 7 săptămâni. Și acum să vezi distracții. Îl băgăm pe Vasquez, că n-avem pe cine băga altcineva. La portar nu ne-am gândit să luăm un portar de rezervă. E, aia e, hai să jucăm. Hai mă că jucăm cu mai puțini.
jocul ăsta. Bine, noi oricum suntem mai departe, dar... Sigur, dar dintr-un apar. Ador stadionul ăsta și echipa inclusiv. Iar se înfruntă echipele mele de suflet. Mendy pentru Adeyemi. Adeyemi este în offside acolo. Scăpăm. Da, am o târșă cu Vasquez ăsta, dar n-ați văzut. Sangare pasează excelent aici pentru Jadon Sancho. Jadon Sancho întoarce un adversar, pasează în centru pentru Erling Haaland. Erling Haaland și din întoarcere și gol. Minutul 9. 1-0. Așa, da. Ce joc frumos de pas. Nu mai lua pe aia. Nici dacă mai avea jumătate metru înălțime, Köbel. Kamada. Tsigankov. Rafa Leão câștigă posesia, e excelent aici. Haide Leão. Indica. Faultat, vezi, doamne. Rabiot pentru Kamada. Dalot. Tsigankov. Bun, Tomori. O pasă bună aici a lui Teo Hernandez pentru Rafa Leão. Am încercat exact același lucru cu Leo pentru Haaland, dar n-a mers. Indica. Și vine Haaland din offside acum. Aia e ce să... Bă, dar ce se întâmplă, mă, cu Haaland? Rabiot pentru David. Tsigankov acolo, dar e în offside, bă, Panara Melo. Ba nu e, mă, s-a pus golul. Extraordinar. Iată că 1-1, minutul 28. E 2-1, minutul 29. Așa ceva? Bă, nici dacă jucam pe easy nu se putea așa ceva, pe bune. Să se întâmple așa ceva pe world class. I don't know. Bun, excelent acolo Teo Hernandez în fața lui Tsigankov. Trebuia să schimbe numele în Romankov ca să nu mai fie sens periorativ. Sangare! 3-1, minutul 35. Mamă, ce ghiulea! Ce bombă dă Sangare! Bine, și ce pasă dă Haaland! Sangare, bă. Tsigankov deposedată încă o dată magistral de Teo Hernandez. Hai Tomori. Iese portarul. De vis. Excelentă pasa lui Sangare. Excelentă pasa lui Leo pentru Sangare. Na, slab. Mă gândeam că dă pas aici în centru la punctul cu VAR.
Martinez pentru Tonali și final de primă repriză aici pe Signal Iduna Park. Am rupt normele, avem 3-1, Club Ruj conduce Hajduk Split la pauză. Avem un Haaland, un Leo și un Sangare. Jadon Sancho acum. Sancho intră în centru, Sancho șută, apără Koibol. Rabiot încearcă să deposedeze acolo Tonali, vine Mazraoui din spate, reușește până de posedare să paseze la Tomori, care este era culmea să fie în poartă. De vis. Bă, când vă uitați la episodul ăsta, dacă ajungeți acum în momentul ăsta al episodului, e, de asta se numește episodul de vis. Legat. De vis. Jale, mă. Hai de vis, bine de vis. Hai Leo de vis, e minus cu almaneliștilor, hai odată. Jadon Sancho pierde în fața lui Indica. Indicul de Kettler. Long time no see. Hai Mazraoui, tată. Bravo, băi, Davis. Bravo, băi, Teo Hernandez. Ce s-a stăicișea, mă? Dalot pentru Kamada. Kamada pentru David. Ușor, mă, că omor lui Panara, mă. Nu bag pe cheau ca pe muzică. Tonali. Jadon Sancho pasează excelent pentru Sangare. Sangare intră în careu, Sangare apără Koibol. Uite vă de aici. Ce șut bun a dat, ești nebun. Bine băi Martinezule. Pasă simplă pentru Jadon Sancho aici. Jadon Sancho șut în blocaj. Kessi. Greșește pasa Kessi. Haide mă. Oh. Hai mă, minutul 86. Hai, de fapt, nu înțeleg la ce mă stresez, că e victorie, ce să mă... Adeyemi. Pasează Adeyemi pentru De Kettler. De Kettler în centru pentru Tsigankov. Erling Haaland. Asta-i, tată. Erling Haaland scapă excelent. Erling Haaland! 4-1, minutul 92. 91, pardon. Stai, tată, final de meci. I-am format, i-am ciuruit. Țeacă, țeacă, he. Final de meci. Câștigăm 4-1 în Germania, bă. În Germania. Nu mai știu ce am făcut în tur. E, mai contează. Și, 4-0 bate Club Brugge pe Hajduk Split. Frumos. Băi, ce frumos. Ce a făcut CFR-ul? N-a jucat încă, e pe locul 3.
Și are victorie cu Bohemian, egal cu Santa Clara și a pierdut cu Celta Vigo, după aia a făcut egal. Dar mai are cu Bohemian și are retur cu Santa Clara. Eu cred că se va duce mai departe CFR. Hai să avansăm un pic până la următorul meci. Din păcate îl pierdem pe Menian. Dar da, mă, te anunț eu. Bun. Dragilor, cam asta a fost tot pentru azi. Până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat, aveți grijă de voi. Pa!